urez un an nou cât mai bun, pentru că este primul eveniment pe care editura Herald îl organizează pe anul 2020. Deschidem seria șirul de evenimente culturale cu acest eveniment din această seară de 5 februarie. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit în număr atât de mare. Mulțumim gazdei noastre întotdeauna primitoare, librăria Cărturești Verona, unde ne-am gândit să organizăm un eveniment pe colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald, eveniment pe care l-am intitulat Marea Tradiție Contemplativă a Apusului, pornind ca bază de discuție a dezbaterii noastre de la patru cărți pe care dumneavoastră le vedeți înșirate aici la masa prezidiului și pe care vi le recomand cu multă căldură. Aceste cărți le puteți achiziționa de la intrarea în punctul de vânzare, de la intrarea din librăria Cărturești Verona. Este vorba despre Castelul Interior, Desăvârșirea Spirituală sau cele șapte etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu, de Sfânta Tereza de Avila, Noaptea Întunecată, de Sfântul Ioan al Crucii, Benedictus Deus, Tratate și Predici, de Meister Eckhart, Norul Necunoașterii, o carte despre contemplație sau despre cum este unit sufletul cu Dumnezeu, autor englez necunoscut. Care este punctul de convergență al marilor tradiții contemplative ale spațiului creștin? În ce măsură experiența contemplativă creștină poate fi transferată și în sfera laicului? Cum trebuie citite astfel de cărți de spiritualitate creștină pentru a duce în viața de zi cu zi a trăitorilor valori și practici spirituale inestimabile și a ajuta cumva la sporirea în spirit? În ce constă taina norului necunoașterii, pornind de la cartea cu același titlu? Care este importanța teologică și spirituală a operei lui Meister Eckhart? De ce Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Tereza de Avila sunt considerați mari mistici creștini? Iată întrebări pe care probabil că dumneavoastră vi le-ați spus și cu siguranță vom găsi răspunsuri pe parcursul unei seri pe care chiar ne-o dorim special. Invitații noștri din această seară care ne-au onorat cu prezența și cărora atât în nume personal cât și în numele editurii Herald le mulțumesc foarte, foarte mult. Părintele profesor Lucian Dâncă, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Teologie Catolică, Părintele Marco Secchi, reprezentant al Ordinului Carmelitanilor de Sculți din România, Andrei Găitănaru, publicist, filozof, psihoterapeut, colegul meu Mihai Liță, redactor de carte, curatorul colecției Spiritualitate Creștină. Spun că le mulțumesc și în nume personal pentru că alături de Andrei Găitănaru și mai de ună zi cu părintele Lucian Dâncă am fost la câteva emisiuni radio și TV unde am promovat acest eveniment foarte important și unde bineînțeles am promovat și cărțile despre care noi vom vorbi astăzi, cele din colecția Spiritualitate Creștină. Pentru început, aș vrea să îi dau cuvântul colegului meu, Mihai Liță, ca redactor al acestor cărți și curator, cum spuneam, al colecției Spiritualitate Creștină. Mihai, aș vrea să-ți propun să pătrundem puțin în economia acestei colecții și să ne referim la trecutul, prezentul și viitorul ei. Ce alte proiecte editoriale ne dorim să mai realizăm în cadrul acestei colecții de spiritualitate creștină, iar apoi aș vrea să te rog să schițezi puțin în câteva cuvinte cadrul fiecăreia dintre cele trei lucrări despre care noi vom vorbi astăzi și pe care le aducem cu drag în atenția publicului.